A doua jumătate a lunii mai aduce multe schimbări în viața a trei nativei horoscopului european. Aceste zodii se bucură de belșug, sănătate, fericire și noroc pe toate planurile. Despre cine este vorba, vei afla în continuare. Nativul din zodia Berbec se bucură de noroc pe toate planurile în următoarea perioadă. Ultimul sfert din vărsător evidențiază faptul că ai puterea de a-ți schimba cercul social, profită de resursele pe care le ai la dispoziție. Ai putea primi o mărire de salariu sau o nouă ofertă de job pe care nu o poți refuza. Îți extinzi cercul de cunoștințe și prieteni, pleci în vacanțe alături de cei dragi și te gândești cum să-ți gestionezi finanțele, în așa fel încât să investești o sumă considerabilă în viitoarea ta locuință. Nativii din zodia Leu sunt puternici, independenți, neînfricați și explozivi. Pentru ei nu există nu pot și doar acum îmi este lene, o las pe mai târziu. În următoarele săptămâni, reprezentanții acestei zodii de foc vor da dovadă de determinare să reușească în viață. Ești determinat să faci o schimbare în viața ta. Reușești să evadezi dintr-o relație toxică, ceea ce te liniștește și îți readuce echilibrul în viață. Cu banii stai bine, ca de obicei, pentru că muncești din greu pentru a obține tot ceea ce ți-ai dorit vreodată. Balanță. Nativul din zodia Balanță știe exact ce trebuie să facă pentru a avea sorții de partea sa. Puternic, loial, sincer, muncitor și echilibrat, câteodată ești invidiat de către toate celelalte semne zodiacale. În a doua jumătate a lunii mai din anul 2023, astrele susțin că te vei simți pregătit să deschizi un nou capitol al vieții tale. Relatează playtech.ro.